Asta că fac așa un live așa scurt, că nu prea am timp de stat, că mă grăbesc și mă duc până la Arad. Vă aduceți aminte că nu bătut poliția de la Sebiș femeia aia de la Butean de 54 de ani? Și-au lăsat acolo, au lăsat-o în drum acolo, au lăsat-o lat acolo în drum, cine o venit, cine o luau, aia o luau, așa mai departe. No. Pentru faptul că am făcut eu postările alea pe Facebook, am făcut postările cele pe Facebook și am fost contactat de Pro TV pentru postările alea de pe Facebook, pentru videoclipuri. De atunci nu mai am pace cu miliția asta, mă. De atunci, după mine, astăzi, când am plecat de acasă, când am plecat de acasă, la 300 de metri, au venit 3 mașini de poliție. La care am întrebat agentul de poliție pentru ce m-ați oprit. M-au oprit. Pentru ce m-ați oprit? Să vă verificăm actele mașinii dacă sunt în regulă. La care, după ce verifică actele fiind în regulă, îmi inspectează toată mașina, ca de la registrul auto. Având în vedere că am avut câteva rugine pe benă, îmi reține talonul mașinii, ca să nu mai pot circula doar 15 zile. Deci ei au stat la fiecare colț de stradă, de undeva de sus pleacă treaba asta și de la ceva civil, ceva poate vecin, poate cineva cu care nu se știe, au fost sunați. Acum pleacă de acasă. Când am plecat de acasă, în fiecare colț a fost poliție. Când m-a găsit primul, i-a sunat pe ceilalți. Vedeți că l-am găsit aici. Pac, ori venit, o mai venit unul, mai venit încă o mașină cu o tipă, după aia ai plecat. La care îl întreb pe polițist, în fine, în live-ul ăla meu, îl întreb pe polițist că să-mi spună, l-am rugat frumos să-mi spună dacă din cauza că am făcut postările alea pe Facebook m-au oprit. Undeva unde recunoaște și spune da, da. La care nu e așa. După ce și-a dat seama că a greșit. Dar vă dați seama în ce oraș trăim. Eu nu știu, tare-s curios ce urmează să mai se întâmple. Poate îmi dă foc la casă, poate ce face, ce mai... Așa ceva de când mi-s eu, mă, bă, oameni, așa ceva de când sunt eu. Deci poliția orașului Sebiș mă urmărește efectiv când mă duc la WC-ul. Ce să vă mai spun? Unde e, când o plecat, de unde o venit, când o venit, ce... Deja băgați stres în capul om. Probabil că ce urmează? Să mă ducă cum l-au dus pe ăla de la Timișoara, la JBL acolo, la nebuni, și să scape de mine și așa mai departe. Nu uitați aici la mine, domnii polițiști de la orașul Sebiș, că n-am să devin nebun și nici nu o să scăpați de mine, pentru că ați făcut un abuz. Pentru mine este un abuz, deja am stres în cap, deja nu vă mai supui, eu nu mai suport așa ceva. Eu nu pot ieși afară din casă, cred că și dacă ieși pe jos, nu stau bine pe drum. Deci nu mai stau bine pe drum. Înțelegeți care e situația cu poliția orașului din Sebiș? Pentru faptul că am făcut postările alea cu femeia aia bătută de 54 de ani, că, vezi, doamne, dacă a fost țigan, că nu trebuia să fac postările. Am avut, cum să vă spun eu, adică mi s-a spus să-mi șterg contul de Facebook. De ce? Dar e libertatea mea. Cum adică să-mi șterg contul de Facebook? Anterior, nu de mult, am mai fost oprit cu... Mai am o mașină mică, am fost oprit și cu aia și pe aia a fi vrut să-mi ia talonul, dar nu s-a putut. Și probabil că urmează și pe aia, Dumnezeu știe ce mai vreau să facă sau cum mai vreau să facă. No, asta e poliția orașului Sebiș. Deci pentru faptul că am postat postarea aceea că au bătut femeia de 54 de ani, acum trebuie să mă aștept. De fapt tot Sebișul vorbește și toți care vă uitați la mine de la Sebiș, că doar știți clar că pentru toată lumea a vorbit că trebuie să mă aștept la ce e mai rău din partea poliției. Vă dați seama ce abuzuri face poliția? Să mă aștept la cei mai rău. De ce? Cu ce am greșit eu că am postat că au bătut o femeie? Am și eu o întrebare pentru mine. Dar dacă o băteau cumva la ieșire din comuna Buteni și nu era nimeni acolo să-i vadă, poate că și-o omorea și-o găsea gata, moartă, spuneau că o găsit-o moartă, o picat-o, da, cu capul și cu asta, basta, sunt chiar citatul. Înțelegeți? Imediat plec la Arad, trebuie să mă aștept la urmări. Să mă aștepte la ieșire, că plec cu mașina aia mică. Sau în eu, mă rog, depinde.